Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Presiunea exercitată de berbec începe să se disipeze. Fericirea nu vine niciodată singură. Profiți de energiile care circulă în zodia Taurului. Saturn este în apropiere, ceea ce înseamnă că ești mai conciliantă. Luna aceasta, încât îți urmărești ambițiile tale, dar într-un mod mai relaxat și mai ordonat. Pe parcursul lunii, Mercur te ajută să-ți revizuiești dorințele. Mișcarea sa retrograd din 22 aprilie te încurajează să te angajezi din nou într-un proiect care a rămas neîmplinit. Profită de ocazie pentru a te concentra asupra a ceea ce bești sau a ceea ce îți slujește talentele. Singurul lucru care va umbri această perioadă este Marte în Rac, care încearcă să te ducă în rătăcire. Cum? Se joacă cu sentimentele tale. Dragoste. Datorită energiilor Taurului, iubirea ta se dezvoltă într-o atmosferă care se caracterizează prin stabilitate. Aceste energii îți oferă o atitudine pozitivă față de viață, iar acesta este un bonus frumos. Încearcă să experimentezi virtuțile romantismului luna aceasta. Acest lucru te va ajuta să previi dezamăgirile. Sfat, pentru a te face să renunți, alții se joacă cu sentimentele tale, iar asta îți poate face o glumă proastă. Preia conducerea de data asta. Cum să o faci? Investește sentimente doar la momentul potrivit. Activitatea fizică nu numai că va contribui la o sănătate bună, ci va îmbunătăți aspectul multor reprezentanței acestui semn de pământ. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!